Ziua Națională a României a fost sărbătorită sâmbătă 1 decembrie și la Shopping City Suceava, cu un spectacol artistic ce a adus spiritul iernii și al sărbătorilor în inima sucevenilor. Astfel, pe 1 decembrie, începând cu ora 16, clienții Shopping City Suceava au avut ocazia să sărbătorească românește, alături de nume de seamă ale cântecului popular sucevean, soliștii Sorin Filip, Marius Zgâianu, Alexandru Brădățean, Alexandru Recolciuc, Călin Brăteanu și Gheorghiță Rotaru au oferit publicului un spectacol al tradițiilor populare, specifice Zilei Naționale a României. Bună ziua și bine v-am găsit! La mulți ani, dragi oameni! Hai români, hai fiecare la hora de sărbători, este România noastră mare. Și puteți mână de mână să cântăm cu voi bună, la mulți ani, mulți ani, țară română. Da, hai la coașă bună, da, peste coara mulți bună, da, sub oceana Bucovine, mâine iar mai mână. Să faci în hora mare, din hotar, în hotar, lume. Să asune hora frați, măi, de la prut, peste carpați, măi, peste culm și peste braț, măi, lume. De asemenea, și ansamblul artistic Arcanul USV a susținut o reprezentație de dans cu suite de jocuri, dar și cântec, prin interpreții Manuela Pohață, Florina Tomi și Larisa Nunveier. Plus, începând cu ora 12 în cadrul hipermarketului Carrefour, a avut loc o degustare de produse tradiționale românești. Sucevenii au avut parte și de surprize, premii și stegulețe cu tricolorul.